În județul Hunedoara, sesiunea iunie-iulie examenului de bacalaureat a debutat în condiții optime în toate cele 8 centre de examinare. Numărul tinerilor înscriși la bacalaureat este de 2361, un număr de 2010 candidați fiind din seria curentă, iar 351 din seriile anterioare. Însă, față de cei înscriși la începutul acestui an școlar, diferența este de aproape 500 de absolvenți de la seral și frecvență redusă, care nu se regăsesc pe listele de bac. În prima zi a examenului de bacalaureat, prezența la proba de limba și literatura română a fost de peste 96%. Au absentat 85 de candidați, iar alți 200 de absolvenți din anii anteriori au solicitat recunoașterea notelor obținute la sesiunile anterioare ale bacalaureatului. Altfel stă însă situația la absolvenții de învățământ la seral și fără frecvență. Mai mult de jumătate dintre ei nu se regăsesc pe listele de participare la bacalaureat. Categoric și din seria curentă, foarte mulți absolvenți de la forma de învățământ seral și frecvență redusă nu s-au înscris la examenul de bacalaureat. Fiecare a luat în considerare acest lucru în funcție de prioritățile pe care le are în viață. Cum am mai spus, mulți dintre ei sunt adulți cu familii, au un loc de muncă unde li se solicită absolvirea liceului, nu se prezinte diploma de bacalaureat. Cel puțin așa au declarat cei cu care am stat noi de vorbă, deși recomandarea noastră tot timpul a fost pentru a se înscrie și pentru a participa și susține examenul de bacalaureat, pentru că le oferă alte oportunități. Cei care se răzgândesc pot susține examenul de bacalaureat și în următoarele sesiuni.